un cadou de centenar de la Vatican pentru 120.000 de români. Spitalul Orășenesc din Năsăud a primit ca donație un computer tomograf de la Academia Internaționale Mauritiana. Eminența sa, Francesco, cardinal Monterisi și excelența sa, ducele Don Fabrizio Mechi de Pontasieve, au fost prezenți cu această ocazie la Năsăud, însoțiți de inițiatorul acestui proiect, profesorul universitar Vasile Dâncu. Oaspeții au fost primiți de primarul Mircea Romocea, care în semn de recunoștință și apreciere le-a conferit titlul de cetățeni de onoare ai Năsăudului. Conferă eminenței sale, cardinalul Francesco Monterisi, titlul de cetățean de onoare al orașului Năsăud, județul Bistrița Năsăud, pentru implicarea și sprijinirea necondiționată a Spitalului Orășenesc Dr. George Trifon din oraș și pentru numeroasele proiecte de caritate. După întâlnirea festivă de la primărie, oaspeții au făcut o scurtă vizită la Spitalul Orășenesc Năsăud, ai cărui pacienți vor beneficia de acest cadou. Come cittadino di Năsăud, ricevo, ma come membro, anzi priore della nostra accademia, dono, e quindi ma lascerò alle autorità dell'accademia vera e propria. Io solo dico un pensiero, che il Signore aiuti i dottori, tutti i collaboratori dell'ospedale nell'uso di questo computer per poter fare del bene alle persone. Con tanti auguri. M-am bucurat să pot face ceva pentru orașul în care m-am născut și este doar începutul. Oaspeții noștri italieni au văzut, au vizitat spitalul data trecută când am venit aici și o să facem din comunitatea năsăudeană, cred, prin solidaritate cu Academia Mauritiană, un loc mult mai bun pentru oameni. Avem nevoie de un pic de trezire, să zicem, la acest centenar, la această sărbătoare. Cred că România există de mai mult de 100 de ani, de sute de ani, și nu trebuie să ne blocăm în această sărbătoare. Cred că, de fapt, este mai important ce facem după centenar. Și dacă se schimbă ceva după centenar, înseamnă că am sărbătorit sau nu, dar am înțeles ce înseamnă istoria și cum o merge înainte. Computerul tomograf, donat Spitalului Năsăudean, urmează a fi pus în funcțiune aproximativ peste 6 luni după o perioadă în care va fi testat.